Peste 900 de persoane delegați ai bisericilor membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor, ai Bisericii Romano-Catolice, precum și ai organizațiilor ecleziale afiliate, au participat în aceste zile la Conferința Mondială pentru Misiune și Evangelizare. Evenimentul s-a aflat sub genericul Viețuind în Duhul, chemați la ucenicia care transfigurează. Întâlnirea a fost găzduită de Biserica Luterană din Tanzania, iar printre participanți s-a aflat și o delegație a Bisericii Ortodoxe Române. Organizată în perioada 8-13 martie, conferința și-a propus promovarea tinerilor în misiunea creștină. Astfel au fost organizate forumuri de discuții în cadrul cărora participanții au prezentat experiențe personale și reflexii pe marginea unor teme, precum migrația, evangelizarea, secularizarea, prozelitismul, diversitatea culturală și educația teologică. De asemenea, au fost organizate spații deschise interactive numite soconi, în care diverse comunități au prezentat idei, experiențe de viață sau activități relevante din perspectiva misiunii creștine astăzi. Tema conferinței este Moving in the Spirit, Calls to Transforming Discipleship, o temă foarte interesantă, generoasă, care dă prilejul unor dezbateri ample legate de modul în care facem misiune, modul în care acționăm pentru a transforma lumea, care din ce în ce mai mult se confruntă cu probleme pe care le cunoaștem cu toții, legate de globalizare, secularism și indiferentism, individualismul exagerat care generează criza omului postmodern, cu accente din ce în ce mai puternice, chiar și aici pe continentul african. Am fost surprins să vedem acest lucru pe partea aceasta de dezvoltare a noului hedonism, adică a cultului, a cultivării plăcerii exagerate, care rezidă în această cu totul și cu totul neobișnuită creștere a consumismului în societatea contemporană. Evident că s-au discutat și probleme legate de migrație, de asuprirea popoarelor, de discriminare, de războaiele care afectează pe foarte mulți dintre semenii noștri, pe toate meridianele globului, existând probleme specifice care au fost aduse în atenție și s-a căutat găsirea unor soluții prin această stare de comuniune, de coexistență, prin gândul bun, încurajator de a fi împreună, prin rugăciunile care au fost efectuate separat, de către fiecare confesiune în tradiția proprie. Lucrările conferinței s-au încheiat în această seară când membrii Comisiei de Misiune și Evangelizare au prezentat evaluarea întrunirii.